Depresia este un sentiment apăsător de gol, tristețe sau incapacitatea de a simți fericire. Este una dintre cele mai frecvente afecțiuni de sănătate mentală. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, aceasta afectează aproximativ 5% dintre adulții din întreaga lume. În Statele Unite, în anul 2020, 21 de milioane de adulți au avut cel puțin un episod depresiv major, cu rate mai mari la femei decât la bărbați. În Regatul Unit, statisticile guvernamentale arată că una din 6 persoane a prezentat simptome depresive în perioada 2021-2022. Tratamentele pentru depresie depind de tipul de depresie de care suferă o persoană, dar pot include antidepresive, psihoterapie, cum ar fi terapia cognitiv-comportamentală sau combinație de terapie și medicamente. Sunt eficiente pentru mulți oameni, dar depresia poate reveni odată ce tratamentul este oprit. Există tot mai multe dovezi că schimbările stilului de viață pot reduce simptomele depresive. O analiză din 2014 a 21 de studii a constatat că o dietă bogată în fructe, legume, pește și cereale integrale poate fi asociată cu un risc redus de depresie. Și o revizuire din anul 2022 a descoperit că exercițiile fizice atenuează simptomele depresive. Cu toate acestea, puține studii au analizat cât de mult exercițiu este necesar pentru a avea un impact pozitiv asupra depresiei. Acum, un studiu de 10 ani a descoperit că chiar și cantități mici de exerciții fizice pot reduce depresia în rândul adulților în vârstă, persoanele cu vârsta de peste 50 de ani și mai mult. La fiecare punct de date, participanții și-au raportat singur activitatea fizică în ultimele 7 zile. Au trebuit să înregistreze câte zile și cât timp au întreprins activități viguroase, moderate și de mers pe jos. Cercetătorii au estimat apoi numărul total de minute pe săptămână pentru fiecare individ și le-au clasificat în activitatea fizică scăzută, moderată sau ridicată, relatează DCNews.ro.